Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Ion Surceanu nu ar fi fost transferat încă la tratament în Germania, așa cum ar fi planificat familia acestuia. Se întâmplă din cauza stării de sănătate a maestrului, care ar rămâne în continuare una extrem de gravă, motiv pentru care medicii nu ar fi dat acordul pentru zbor. Potrivit surselor noastre, interpretul este intubat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican. Purtătorul de cuvânt al spitalului, Marina Zibliuc, a refuzat categoric să ne ofere informații despre starea de sănătate a interpretului, menționând că nu are permisiunea rudelor. La solicitarea familiei lui Ion Surceanu, medicii de la Spitalul Republican ar fi făcut deja câteva tentative de a-l strămuta pentru tratament la o clinică privată din Germania, la bordul căruia ar urma să fie prezentă și o echipă de reanimatologi moldoveni. Tot potrivit surselor noastre, împreună cu maestrul, ar fi trebuit să zboare și feciorul său, Andrei Surceanu. Amintim că interpretul a ajuns la spital la începutul lunii noiembrie, fiind internat în secția reanimare cu pneumonia, pe care artistul, cel mai probabil, spun surse din spital, ar fi făcut-o în urma infecției COVID-19. Reamintim că interpretul are 74 de ani și suferă și de diabet, lucru pe care nu l-a ascuns niciodată. Mai mulți interpreți, colegi de breaslă, dar și oameni simpli, admiratori ai artistului, continuă să transmită mesaje de încurajare pentru Ion Surceanu. Menționăm că informația despre transferul maestrului în Germania este una pe surse și nu a fost confirmată oficial. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto va ieși din nou la protest în fața guvernului. Membrii organizației vor să-și manifeste în continuare nemulțumirea față de promovarea de către Ministerul Infrastructurii a noului cod al transporturilor. Potrivit transportatorilor, dacă documentul va fi aprobat în forma sa actuală, majoritatea operatorilor din țară vor falimenta, iar multe linii interurbane vor dispărea. Potrivit președintelui Asociației Transportatorilor, protestul va avea loc în 23 noiembrie, iar la acțiune vor fi prezenți circa 300 de persoane, inclusiv unități de transport de pasageri. Participanții la manifestație se vor pronunța împotriva intenției Ministerului Infrastructurii de a promova reglementări despre care spun că sunt contrare celor europene în domeniul transporturilor rutiere. Transportatorii afirmă că puterea doar a imitat consultații publice cu privire la modificările la codul transporturilor rutiere. Potrivit lor, au fost analizate nu acele puncte care în final au fost aprobate de executiv și introduse în document. Unele prevederi au fost excluse, dar au apărut altele noi. Scopul acestei legi, am spus, scopul principal acestei legi, ca a prelua afacerile din domeniul transportului. Noi, sigur, cu detalii o să venim deja la protest. Ministerul manipulează, pentru că atunci când porți discuții cu transportatorii și discuți un text, agriezi textul ăsta, îl pui în variantă finală, spui, iată asta, apoi peste două luni, deci faci o pauză de două luni, peste două luni scoți alt text care nu a fost discutat cu transportatorii, spui că am avut discuții, noi spunem, da, discuții au fost, dar nu textul ăsta a fost discutat. Și în genere s-a fost agreat, noi nu vorbim doar de discuții, a fost agreat un text final între Ministerul Transportatorii și textul cel final a fost aruncat în urnă. Transportatorii și-au exprimat dezacordul categoric cu proiectul de lege în forma sa actuală și au cerut revizuirea acestuia și în data de 9 noiembrie, atunci când au protestat în fața guvernului, dar de atunci și până acum, Oleg Alexa susține că nimeni din reprezentanții puterii nu i-a invitat la discuții. Cu nimeni nicio întâlnire, nici la guvern, nici la minister și nici în comisii parlamentare. Potrivit transportatorilor, în cazul în care codul transporturilor rutiere va fi aprobat în versiunea actuală, mulți operatori riscă să-și piardă licențele, iar Moldova în ansamblu va rămâne fără transport interurban de pasageri. Transportatorii au fost revoltați în special de alineatul care prevede că autoritățile publice locale vor putea interveni în procesul de deschidere și modificare a rutelor regulate, precum și în programul de transport. De asemenea, ei sunt nemulțumiți de faptul că intervalul de circulație între unitățile de transport pe drumurile naționale
operaționale ar urma să fie de 15 minute și nu de 30, așa cum vor ei. În reacție la declarațiile transportatorilor, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a scris pe rețelele sociale că, pe lângă multe minciuni și acuzații aiurea, nu a auzit nimic despre modul în care protestatarii vor să schimbe spre bine situația din transportul rutier de pasageri. Ei au o singură propunere, să fie lăsat totul așa cum este, a spus ministrul. Spânu a mai adăugat că ministerul pe care îl conduce va promova în continuare modificările la codul transporturilor rutiere, întrucât acestea, susține el, vor asigura locuitorii țării cu servicii de transport mai bune și mai moderne. Proiectul a fost aprobat de guvernul 8 noiembrie. Atunci, secretarul Ministerului Infrastructurii, Mircea Păscăluță, a declarat că adoptarea a fost precedată de negocieri cu toți operatorii de transport și a remarcat că nu doar două asociații reprezintă întreaga industrie a transportului rutier. Potrivit președintelui asociației... Astăzi este ultima zi în care se poate face agitație pentru turul 2 al alegerilor locale generale și alegerilor repetate, care vor avea loc în această duminică. Iar mâine și poi mâine vor fi zile de tăcere. Comisia Electorală Centrală atenționează că, potrivit legislației, propaganda este strict interzisă în ziua scrutinului și în cea precedentă ei. Nu este permisă nici apariția candidaților la emisiuni televizate sau radiofonice. Turul 2 al alegerilor va fi organizat în 273 de localități din Republica Moldova. Duminică, 19 noiembrie, atunci când în Republica Moldova va avea loc turul 2 al alegerilor locale generale, la urne sunt așteptați 830.000 de alegători. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat la o emisiune de la Radio Moldova că pentru turul 2 de scrutin, buletinele cu numele candidaților vor fi mult mai mici. În 8 localități, scrutinul va fi organizat repetat, adică cetățenii își vor alege și primarii și consilierii, întrucât în primul tur scrutinul a fost invalidat din cauza prezenței reduse la urne. Postica a mai spus că în premieră, în Republica Moldova, în turul 2, au rămas mult mai puține localități comparativ cu scrutinele precedente. De regulă, cam 40% din localități se organiza turul 2. Acum sunt 30%, a mai subliniat vicepreședintele CEC. Potrivit lui, în buletinul de vot de duminică vor fi înscriși câte doi candidați, cei care au acumulat cel mai mare număr de voturi în primul tur al alegerilor. Excepție fac satul Coto din raionul Drochia și comuna Todirești din raionul Ungheni, unde în buletinul de vot va fi înscris câte un singur candidat. Potrivit legislației electorale, în turul 2 de scrutin, alegerile se declară valabile în fiecare circumscripție electorală dacă la aceasta participă cel puțin 20% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din respectiva localitate. Astăzi este ultima zi în care se poate face agitație pentru turul 2 al alegerilor locale generale și alegerilor repetate, zi în care este interzisă propaganda, apariția candidaților la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, până la miezul nopții, administrația publică locală și difuzorii de publicitate trebuie să înlăture afișajul electoral. Interdicția nu se aplică pentru informațiile deja plasate pe internet. Totodată, concurenții nu pot efectua virări în sau din fondul electoral. Persoanele fizice care nu vor respecta aceste prevederi riscă amendă de la 2 la 3.000 de lei, iar cele juridice de la 5.000 la 7.500 de lei. Utilizarea resurselor administrative este pe primul loc la capitolul încălcări în alegerile locale generale. Despre asta, șeful echipei de analiză al Asociației Promolex, Igor Bucătaru, a declarat în cadrul dezbaterii publice organizate de IPN. La concluzii similare au ajuns și observatorii străini, care în rapoartele lor preliminare au indicat utilizarea activă a resurselor administrative în primul rând de către partidul de guvernare, precum și participarea demnitarilor de rang înalt în campanie pentru candidații PAS. Guvernul nu vede ilegal nimic în asta. Purtătorul de cuvânt al Cabinetului de Ministri, Daniel Vodă, a declarat pentru Orizont TV, de exemplu, că premierul Dorin Recean a făcut campanie în favoarea PAS în afara programului de muncă. În cadrul dezbaterii publice cu genericul Influența actelor de corupție asupra procesului electoral la nivel local, reprezentantul Asociației Promolex a declarat că în aceste alegeri resursele administrative au fost utilizate peste tot. Aici nu doar la nivel local, dar cu siguranță și la nivel central este o problemă și în rapoartele noastre, în special pe acest aspect, repet, pe partea de utilizare resurselor administrative. Cât privește cazurile de corupere nemijlocită a alegătorilor înainte a alegerilor locale, Igor Bucătaru declară că acestea pot fi divizate în corupere de scară largă și cazuri mai particulare.
cazuri când se oferea de către candidați mașini de spălat, mașini de uscat rufe pentru anumite instituții. Bun, se donau când candidații se duceau la anumite familii în campanie și făceau donații cu cartofi, inclusiv produse alimentare, alte perne, alte ceva. Când se organizau excursii... Despre utilizarea activă în cadrul alegerilor locale din Moldova a resurselor administrative, mai ales de către partidul de guvernământ, au vorbit și observatorii internaționali ai misiunii comune a OSCE, Consiliului Europei și Parlamentului European. În special, aceștia au menționat că în 5 octombrie Parlamentul, în persoana deputaților PAS, a alocat peste 800 de milioane de lei pentru plăți unice și majorări salariale pentru mai mulți bugetari și funcționari publici. În ajunul scrutinului, asta a creat anumite avantaje pentru partidul aflat la putere față de concurenți, au notat observatorii europeni. La fel, potrivit lor, demnitarii de rang înalt în campania electorală au făcut și continuă să facă agitație electorală pentru candidații PAS. Dar asemenea practici stompează linia între stat și partid politic, contrar prevederilor articolului 5.4 din documentul OSCE de la Copenhaga din 1990. Se arată în constatările preliminare a misiunii comune a OSCE, Consiliului Europei și Parlamentului European. La rândul său, guvernul nu vede nimic ilegal în asta. Solicitat de reporterul Orizont TV, purtătorul de cuvânt al executivului Daniel Vodă, ne-a comunicat că Dorin Recean face agitație electorală pentru PAS în orele din afara programului de muncă, în weekend. Bani publici pe aceste vizite nu au fost cheltuiți. Toate insinuările legate de utilizarea resurselor administrative sunt absolut false, a spus Vodă. Fiecare al doilea copil din zona rurală din sudul Moldovei trăiește în sărăcie absolută. Iar în plan național, în această situație, se află fiecare al treilea copil. Sunt date oficiale pentru anul 2022 prezentate de Biroul Național de Statistică și confirmate de Ministerul Muncii. O echipă Orizont TV a mers la o familie cu mulți copii care stă în unul dintre satele Moldovei. În ce măsură cifrele coincid cu realitatea, judecați dumneavoastră. În satul Câșleță Prut, raionul Cahul, într-o casă mică ce stă să pice, locuiește Aculina Bâtlan, soțul său și soacra, dar și 5 copii, cel mai mic dintre care are un an, iar cel mai mare merge în clasa a 5-a. 8 suflete împart 2 camere de câțiva metri pătrați. Aici dorm eu cu băiețelul și cu fetița, pentru că tot am spus că să procurăm ceva și nu ne ajung banii și până când dormim așa, că așa eram repartizat, câte doi, dar dacă a apărut fetița, acum dormim 13 pe un pat. Și aici dorm soțul cu cel mai mare băiețel. Lipsurile și greutățile se fac simțite zilnic. Plus la toate, 4 din cei 5 copii sunt cu dizabilități, motiv pentru care Aculina nu poate merge la muncă. Singurul venit al familiei, care e din indemnizația lunară de îngrijire a copiilor și pensia soacrei, nu ajunge nici pe mâncare. Suferă de o boală incurabilă și soțul Aculinei, dar din cauza puținelor resurse este nevoit să muncească cioban. Așa bătai de joc, că nu poți să ajungi dacă... Nu faci față cu 200 de lei, duci la un medic. Vor mult. Copiii nu au jucării, dar nici timp pentru acestea nu le-ar ajunge, pentru că, deși îs bolnavi, trebuie să-și ajute mama prin gospodărie. În ciuda sorții vitrege, știu să se bucure de lucruri mărunte, cum ar fi faptul că au un pat pe care să doarmă și mâncare în farfurii. Drept că și-ar mai dori ghiozdane cu rechizite și câteva caiete. La moment aici facem lecțiile. Când de acum a să fie foarte frig, iau masa și o mutăm în casă și facem lecțiile în casă. Facem aici pentru că nu avem așa destul spațiu. Și fac aici câte doi odată, după aia doi odată. Vine iarna, dar nu toți au cizme și scurte groase, iar restul hainelor le poartă pe rând. Grija cea mare a mamei sunt însă lemnele, sau mai bine zis, lipsa lor. Lemne nu avem, chiar nu avem deloc, nici nu dau focul, vă spun că stau la lumină, cu căminul, că ăsta mic nu pot să țin fără, ăștia mai mari să mai îmbracă. Când am ajuns la această familie, copiii erau la școală. Până au venit, Aculina ne-a arătat bucătăria, unde zilnic pregătește mâncare. Mâncare, că ne-am încălzit apă să spălăm hainele la mână,
Da, dacă așa s-a prânit. Aici gătesc, aici mâncăm, farfurile le ținem aici, tot niște macaroane, cedeluță, fasole, e terminate. În ziua aceea a făcut paste cu zahăr și brânză, dar nelipsită este ciorba cu legume, însă fără carne. Cu toate acestea, copiii învață foarte bine. Irina, cea mai mare dintre toți, ne-a povestit că îi place să se ducă la școală și să participe la diverse activități extrașcolare. Sunt în clasa 5-a. Ce îți place la școală să faci? Mie îmi place la școală să citesc, să povestesc, să desenez. La care e subiectul tău preferat? Subiectul meu preferat este educația fizică. Potrivit primarului satului Câșleța Prut, Alexandru Valache, familia Bătlan nu este singura care se află într-o situație materială grea. În localitate mai sunt câteva la fel. Au copil cu dizabilități care, să zicem, severe, cu autism avem, sunt. Sunt familii care, din când în când, ia ca de ziua dizabilității, atunci primăria mai face câte, îi adună, le mai se face câte un pachet, dar atât cât să luăm în seamă așa. Nu putem oferi mari cadouri, că știm că necesitățile sunt cu mult mai mari în familiile acestea. Edilul ne-a mărturisit că, în ciuda sărăciei, familia Bătlan este muncitoare și trăiește în curățenie. Sunt muncitori, ei se întrețin din... au o stână de oi. Așa, situația nu este tocmai, să spunem, că bună, aleargă și văd că și copiii frecventează școala, se stărui cât de cât. Sărăcia copiilor în anul 2022 este în creștere față de anul precedent, transmite Biroul Național de Statistică. Potrivit informațiilor, anul trecut, rata sărăciei absolute a populației per ansamblu a constituit 31,1%, fiind în creștere cu 6,6 puncte procentuale față de anul 2021. Copiii sunt săraci în proporție de 28,4%. Situația minorilor diferă în funcție de mediul de reședință. Cei de la sate sunt expuși unui risc de sărăcie mult mai mare decât cei din orașe. Anul trecut, rata sărăciei absolute în rândul copiilor din mediul rural a fost de 40,5% față de 13,9% în cazul copiilor din mediul urban. Potrivit autorităților, în 2022, pragul sărăciei absolute în medie pe lună pentru o persoană a fost sub 2900 de lei. Continuăm cu o știre de ultimă oră. Ion Soroceanu, cel mai probabil că a fost dus deja la aeroport. O echipă Orizont TV a surprins două ambulanțe în preajma spitalului de urgență. O grupă de medici a urcat grăbită în mașină și a plecat. Una dintre ambulanțe a fost surprinsă de o altă echipă noastră la aeroport. Reprezentanți de la Spitalul Republican, Serviciul de Presă și nici șeful de la ATI nu ne-au răspuns la apelurile noastre pentru a ne confirma sau informa informația. Cu detalii vom reveni pe parcurs. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu vă dau întâlnire la ora 17. Rămâneți cu noi pe TV6.live, TV6.press și pe canalul de Telegram TV6 Moldova Live. O zi minunată!